Aș dori să deschidem în Scriptură la a treia epistolă a lui Ioan și vom citi primele 8 versete. A treia epistolă a lui Ioan, primele 8 versete. Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Până aici. Trecând peste, cu cititul peste această scurtă epistolă, vă mărturisesc că mi-a atras atenția și cumva s-a lipit de inima mea exemplul acestui om credincios Gaiu și a ceea ce Apostolul Ioan mărturisește despre credinciosul acesta de odinioară. Și cumva m-am gândit ce frumos este să ai în adunare un astfel de om, nu-i așa? Care prin toți sporii, cum spunem noi, să respire ce? Adevărul. Pentru că dacă am fost atenți de 5 ori în cele 8 versete, Ioan amintește despre acest cuvânt, adevărul. Un om care practic viața sa este contopită cu adevărul. Însă, cugetând mai adânc, spuneam, sigur, e frumos și e plăcut să ai în adunare astfel de oameni, însă vedeți cât de ușor ne gândim noi cum să avem pe alții lângă noi care să arate adevărul, care să trăiască adevărul. Însă mă gândeam câți dintre noi ne dorim să fim noi acele persoane. Câți dintre noi putem să primim mărturia din partea celor din jurul nostru, așa cum era și Gaiu și cum vom vedea, că trăim adevărul. Și pentru minutele care le vom avea la dispoziție, mă gândeam să putem să vedem ce înseamnă un om care trăiește adevărul. Plecând pe cele două coordonate sau cele două aspecte subliniate de Apostolul Ioan în versetul 3, și anume, pe de o parte, a fi credincios adevărului și pe de altă parte, a umbla în adevăr. Sigur, ca oameni credincioși, cu siguranță știm multe lucruri. Știm și probabil am auzit chiar și din locul acesta mesaje nenumărate, însă mă gândeam, ne face bine ca din timp în timp întotdeauna să fim expuși adevărului. Să putem să ne facem o radiografie în fața adevărului, să vedem, suntem noi credincioși adevărului și umblăm noi în totalitate în adevăr? Și așa cum spuneam, trăirea aceasta în adevăr aș vrea să o vedem pe cele două coordonate pe care însuși Apostolul Ioan le subliniază în versetul 3, și anume a fi credincios adevărului și a umbla în adevăr. Însă mai înainte de asta aș vrea să punctăm două lucruri pentru început. Un prim lucru ar fi, de ce este important să trăim adevărul? De ce este important să fim credincioși adevărului și să umblăm în adevăr? Pentru că nu e așa, avem nevoie să înțelegem motivația acestui fapt. Pentru că altfel subiectul poate părea, era Gaiu, era în biserica primară. Dacă am fost atenți, primul lucru care remarcă Apostolul Ioan despre Gaiu, ca un lucru pozitiv, ca un lucru apreciativ la adresa lui Gaiu, ați observat care este? În versetul 2. Prosperitatea sufletească sau creșterea spirituală de care dădea dovadă Gaiu. Ce a produs, aș pune această întrebare, creștere în viața lui Gaiu? Ce a adus această prosperitate spirituală? Negreșit, trăirea în adevăr. Faptul că
Gaiu a rămas credincios adevărului și a umblat în adevăr, a perseverat în adevăr. Aceasta a dus la creștere spirituală și nu e așa? Este ceea ce sau dezideratul care deseori se aude între noi. Este nevoie de creștere, de maturizare, de propășire din punct de vedere spiritual. Și este dorința și este normalitatea la care suntem chemați, fiecare dintre noi, să creștem. Ba chiar Apostolul Pavel spune în Efeseni 4, versetul 15, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Și dacă ne uităm în viața lui Gaiu, nu greșim dacă spunem că ceea ce a dus la propășirea spirituală, la această creștere pe care Apostolul Ioan o observă în viața sa, a fost tocmai trăirea aceasta în adevăr. Pentru că adevărul, doar adevărul, poate aduce o creștere sănătoasă. Altfel, zonele acestea de umbră, de care n-au de-a face cu întuneric, niciodată nu va aduce creștere spirituală, propășire spirituală. Și mă gândeam ce frumos este primul lucru când se uită Apostolul Ioan și scrie această epistolă lui Gaiu, sigur cu un scop bine determinat, încercând să încurajeze ospitalitatea și deschiderea creștină față de lucrătorii care circulau în vremea aceea din biserică în biserică, dar când se apucă să-i scrie, primul lucru care îi vine în minte, se uită la el și spune: uite, vreau ca să existe un echilibru. Spun cercetătorii, cel mai probabil situația, poate sănătatea, chiar și starea aceasta socială, pământească, economică a lui Gaiu, nu erau poate cele mai bune, dar uitându-se la el spune: Gaiu, și ce văd eu la tine cum e la tine? Văd un om sănătos spiritual, un om crescut spiritual, un om care propășește spiritual și vreau ca să existe cumva un echilibru și din perspectiva lucrurilor acestea pământești, Domnul să-ți dea să fii și în lucrurile pământești așa cum este și sufletul tău. Și spuneam și cu altă ocazie, dacă ne-ar spune lucrul acesta, ar fi o binecuvântare pentru noi sau ar fi un blestem? Dacă cineva ne-ar spune, uite, să-ți meargă ție lucrurile din lumea aceasta, cum îți merge sufletul tău? Ar fi de bine? La Gaiu era de bine. Îmi place atât de mult că ceea ce contează pentru Apostolul Ioan, uitându-se la Gaiu, este aspectul spiritual. Cum stai din punct de vedere spiritual? Este tot ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Și ar trebui să fie tot de la ceea ce să lucrăm fiecare dintre noi. Cum suntem în relația noastră cu Domnul? Cum este sufletul nostru? Propășește sau trăim, ne complacem într-o sărăcie spirituală, într-o, de ce nu, mulți dintre noi, poate în anumite suferințe sufletești, care toate acestea, repet, pot avea ca și cauză faptul că nu trăim adevărul așa cum trăia Gaiul. Gaiul era credincios adevărului și umbla în adevăr și lucrul acesta a dus la o prosperitate din punct de vedere spiritual, la o creștere, la o maturizare în ceea ce îl privește. Mai mult decât atât, al doilea lucru care spuneam că sunt două lucruri care vrea să le vedem înainte de a intra efectiv în cele două idei legate de adevăr, este de a putea avea puțin sau să ne reamintim ceea ce este adevărul. Vedeți, Pilat, nu? A pus această întrebare: ce este adevărul? Și săracul a pus-o, dar se pare că n-a avut intenția ca să afle răspunsul. Și îmi place că cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă să definim noi adevărul. Să spunem cam ce ni se pare nouă că ar fi adevărul. Și Apostolul Ioan însuși, care este apostolul care cred că vorbește cel mai mult despre adevăr, este unul din cuvintele cheie și specifice acestui apostol și în Evanghelia sa și în cele trei epistole, definește ce este adevărul și ne dă cel puțin trei dimensiuni ale adevărului. De toate trei trebuie să ținem cont atunci când vorbim de adevăr, când vorbim de a fi credincioși adevărului și de a umbla în adevăr, de a avea o viață de oameni credincioși trăită în adevăr. Un prim aspect este cel prezentat în Evanghelia după Ioan și în primul capitol și mai ales în capitolul 14, când ne prezintă adevărul întrupat, pe Domnul Iisus, acela care este adevărul. Și nu putem vorbi despre adevăr ignorând persoana Domnului Iisus și nevoia trăirii unei vieți ca a Lui. El este etalonul. Am citit și, dacă am fost atent, și versetul din Evrei 2. Să privim unde? La El. El este, dacă vrem, adevărul întrupat, adevărul care, sau exemplul suprem al adevărului, care ne ajută să înțelegem cum putem umbla în adevăr.
Dar nu doar atât. Tot apostolul Ioan ne mai spune o altă dimensiune a adevărului, de acel adevăr din noi și, de exemplu, în prima sa epistolă, în capitolul 5, la versetul 6, ne spune că Duhul este adevărul. Și nu putem vorbi de adevăr fără să, sau ignorând sau fără să dăm deoparte lucrarea Duhului Sfânt din fiecare dintre noi, acela care poate să ne descopere adevărul și să ne ajute să trăim în adevăr. Nu putem disocia trăirea în adevăr de necesitatea trăirii unei vieți sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Repet, spune Apostolul Ioan, Duhul este adevărul. Și în sfârșit, cea de-a treia dimensiune a adevărului pe care Apostolul Ioan ne descoperă în scrierile sale, cu referire la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, știm cu toții cuvântul din Ioan 17:17, când Domnul Iisus însuși spunea, cuvântul tău este adevărul. Și avem nevoie, într-adevăr, de cuvântul Scripturii ca să înțelegem ce este adevărul, care avem nevoie de învățătura Scripturii ca să înțelegem care este învățătura adevărului în care sunt chemat și suntem chemați să trăim. Așadar, este important încă de la început să definim ce este adevărul acesta despre care Apostolul Ioan vorbește că era trăit, era practicat, se regăsea din plin în viața lui Gaiu, gândindu-ne la toate cele trei dimensiuni, pentru că alminteri, riscăm să nu avem o imagine completă, să nu avem o înțelegere corectă a adevărului însuși. Spuneam așadar că un prim aspect care Apostolul Ioan, când se uită la Gaiu, după ce vede această creștere, această prosperitate spirituală, această maturizare, spune el, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului. Este o primă idee, cum pot trăi adevărul. În primul rând trebuie să fim credincioși adevărului. Și sigur că lucrul acesta poate comporta multe aspecte. Mă gândeam la trei aspecte foarte concrete și la îndemână le putem desprinde și dacă ne uităm la Gaiu, dar și dacă ne uităm la alți oameni din Cuvântul lui Dumnezeu care au fost credincioși adevărului. În primul rând, mă gândeam că a fi credincios adevărului înseamnă să cunoști, să ai o cunoaștere fidelă a adevărului și corectă a lui. O cunoaștere fidelă și corectă a adevărului. Nu poți să fii credincios adevărului fără să-l cunoști. Și lucrul acesta, sigur că mai ales pentru credincioșii care au un anumit număr de ani de experiență, de vechime, să zic așa, pe calea aceasta a Domnului, poate fi capcana aceasta în care să spunem, pe la capitolul acesta stăm bine. Noi deja cunoaștem. Noi deja știm. Cred că trebuie să fim foarte atenți. Pentru că, vedeți, suntem chemați și avem de-a face cu adevărul care este El, Domnul Iisus Hristos. Și cunoașterea Lui înseamnă o trăire, spuneam lui și altă dată, de zi cu zi. Nu este o chestiune care l-am cunoscut pe Domnul. Și cunoașterea are sensul acesta și mai ales în limba ebraică am înțeles ideea de verbul acesta a cunoaște, are și conotația aceasta de a cunoaște prin experiență, din trăire. Și dau doar un mic detaliu, de exemplu când se spune despre Iosif, în Matei spune că n-a cunoscut-o pe Maria până când s-a născut Domnul Iisus, acolo are sensul acesta de o cunoaștere, da? Prin intimitate, prin contopire a celor doi. Această cunoaștere, la această cunoaștere m-aș referi și eu atunci când ne referim ca oameni credincioși în raport cu Domnul Iisus. Nu să știm despre El. Despre El știm multe, poate. Știu și oamenii din lume multe. Însă cel credincios este chemat să-L cunoască pe El dintr-o trăire cu El. Și pot fi credincios adevărului doar în măsura în care îl cunosc pe El. În măsura în care cunosc adevărul Scripturii. Vedeți, de multe ori ni se pare că le știm pe toate, dar atunci când suntem de multe ori întrebați de ce crezi ceea ce crezi și suntem abordați în diferite chestiuni, nu e așa că sunt situații în care ridicăm din numeri. Sau încercăm să creăm așa un răspuns, dar care nu are neapărat ca bază textul Scripturii. Și ca om credincios, suntem chemați, ca oameni credincioși,
să nu ne întemeiem trăirea noastră, credința noastră, pe tot felul de, eu știu, înțelegeri și interpretări personale, răspunsuri personale, ci doar pe adevărul Scripturii. Avem noi astfel de cunoaștere? Dorim noi o astfel de cunoaștere? Și sigur că aceasta înseamnă o preocupare intensă cu Scriptura, o preocupare zilnică cu ea și negreșit la Gaiu avea loc lucrul acesta. Nu spune aici, dar n-avea cum Gaiu să fie credincios adevărului, nefiind atent, nepreocupându-se cu adevărul, fără să aibă dorința de a înțelege într-un mod fidel și corect care este adevărul. Însă mai mult decât atât, a fi credincios adevărului nu înseamnă doar o cunoaștere fidelă a lui, ci înseamnă și o iubire și o preocupare cu adevărul. Nu poți să fii credincios cuiva fără să te preocupi, fără să iubești acel lucru. Și mi-aduceam aminte de ceea ce spunea psalmistul în psalmul 119, când spunea cuvintele acestea în versetul 97, spune cu, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Iar în versetul 162 spune, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Ești credincios față de un lucru în măsura în care iubești acel lucru. Suntem credincioși adevărului în măsura în care iubim adevărul și ne preocupă acel adevăr. Vedeți, nu poți iubi adevărul și în același timp să iubim și lucrurile pe care adevărul le detestă, le contestă. Și sunt atâtea lucruri spuse în cuvânt. Spune, de exemplu, tot Ioan, nu iubiți ce? Lumea, sistemul acesta lumii, cu filozofiile ei, cu non-valorile ei. Este o imposibilitate să iubești adevărul și în același timp să iubești și ceea ce adevărul spune că nu e bine de iubit. De asemenea, nu poți iubi adevărul și în același timp să găsești plăcere, să găsești bucurie, să îți pierzi timpul, să îți faci preocupări cu aspecte pe care nu sunt regăsite în perimetrul acesta al adevărului și despre care adevărul spune, nu-mi plac, sunt gunoaie, sunt lucruri de nimic. De aceea, aș vrea să avem și acest aspect în minte atunci când ne gândim, suntem noi credincioși adevărului? Cât de mult iubesc și mă preocup doar cu adevărul? Acesta va răspunde la această întrebare. Atâta vreme cât în viața noastră ne umplem zilele, timpul, cu lucruri care nu au de-a face, care nu se înscriu, repet, în perimetrul acesta al adevărului, ar trebui să ne ridice serioase semne de întrebare fiecare dintre noi. Și în sfârșit, cel de-al treilea aspect sau cel de-al treilea lucru la care m-am gândit, care vorbește despre credincioșia mea față de adevăr, dacă vreți despre credincioșia fiecare dintre noi, se referă și la statornicia față de adevăr. Vedeți, adevărul oamenilor sau ceea ce stabilesc oamenii că este adevăr este schimbător. Ceea ce astăzi este adevărat, mâine, pentru că se schimbă circunstanțele, se schimbă oamenii, se schimbă și adevărul oamenilor. Adevărul la care suntem chemați să fim credincioși și în care suntem chemați să umblăm este neschimbător, este același. Și dacă trebuie cineva să se schimbe, nu este adevărul, ci poate eu. Poate eu trebuie să mă adaptez adevărului, să mă conformez adevărului. Dar adevărul va rămâne mereu același. Și suntem chemați să rămânem statornici față de acest adevăr. Nu e timp acum să citim în Coloseni, de exemplu, 2, de la versetul 6-7, Apostolul Pavel spunea de această statornicie a celui credincios care trebuie să trăiască înrădăcinat în Domnul Iisus Hristos, conform așa cum l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și așa cum a primit învățăturile din cuvânt, fără să se lase deviat într-un fel sau altul. Și vedeți, noi atunci când vorbim de statornicie, ne gândim că trebuie să ajungem pe nu știu ce rătăciri, prin nu știu ce învățătură. Nu e nevoie de atât. Spuneam și altă dată, când eram adolescent, citeam cărți din acestea despre bandiții deșertului și aveau o metodă foarte ingenioasă aceștia ca să atace caravanele care mergeau prin deșert. Drumurile în general erau însemnate prin niște indicatoare foarte clare ca să ajungă din oază în oază și în așa fel caravana să poată să traverseze deșertul. Și bandiții ce făceau? Își dădea seama că dacă vor schimba indicatorul acestea într-un mod foarte clar, vizibil, mai ales negustorii care făceau de deseori drumul acesta, își dădea seama imediat. Și nu făceau decât cu un grad, două, maxim trei grade, să îndrepte un pic indicatorul, un pic. Dar pe distanță lungă, lucrul acesta însemna că ajungeai la vreo câțiva kilometri de oaza în care ar trebui să găsești apă și care îți permitea
continuarea călătoriei. Și așa se întâmplau că multe caravane erau practic duse în mijlocul deșertului, se trezeau fără apă, erau în agonie și veneau bandiții și ușor îi puteau ataca. Ceea ce vreau să spun prin această ilustrare este că și noi ca oameni credincioși, poate că atunci când suntem chemați să dăm dovadă de statornicie față de adevăr, poate nu vom accepta nu știu ce învățături străine abătute, vizibile, pe față, cumva împotriva cuvântului Dumnezeu, dar să fim atenți la acele nuanțe, poate, care vom zice noi, e aproape fidel, e aproape la fel ca adevărul, da, dar nu e adevăr. Și acestea ușor, ușor ne pot duce departe, departe de acolo poate unde am vrea să ajungem fiecare dintre noi. Repet, credincioșia față de adevăr se vedea în viața lui Gaiu prin cunoașterea fidelă, prin iubirea și preocuparea cu adevărul și statornicie. Pentru că mai departe spune apostolul că lucrurile acestea erau dublate de o umblare în adevăr, de o trăire, dacă vreți, conform standardului pe care îl cunoștea foarte bine Gaiu. Și spune el, ești credincios adevărului și umbli în adevăr. Și umblarea aceasta în adevăr este, dacă vreți, partea vizibilă, manifestarea vizibilă a trăirii în adevăr. Dacă credincioșia față de adevăr are mai mult de a face cu interiorul nostru, cu ceea ce ne preocupă în interior, cu ceea ce iubim, cu ceea ce cunoaștem noi, umblarea în adevăr are de a face cu ceea ce lăsăm să se vadă în viața noastră. Și Gaiu lasă ceva frumos. Și sigur că pot fi spuse multe gânduri legate de umblarea în adevăr, însă am observat tot mergând pe descrierea aceasta care o face Apostolul Ioan, sunt trei aspecte care definesc umblarea în adevăr a lui Gaiu. O primă este exemplul acesta deosebit, mărturia deosebită pe care el o lasă. Cu alte cuvinte, această integritate. Gaiu ceea ce credea și trăia. Gaiu ceea ce vorbea și trăia. Și de multe ori, mărturia noastră are de, sau integritatea noastră are de suferit când există o neconcordanță între ceea ce spunem, între ceea ce credem, între ceea ce mărturisim fiecare dintre noi și trăirea noastră personală. La Gaiu spune, uitați-vă, de exemplu, în versetul 3 spune, frații au mărturisit, era ceva vizibil despre Gaiu că el umblă în adevăr, că el trăiește adevărul pe care îl proclamă, dar pe care îl și trăiește în viața de zi cu zi. Mă gândeam, care este mărturia care o lăsăm noi? Este ea o mărturie, așa cum se spune aici, uitați-vă și în versetul 3 și în versetul 4, o mărturie care aduce bucurie. Apostolul Ioan, când aude despre o umblare în adevăr a unui credincios, se bucură. Sau este o mărturie care aduce întristare? N-am mai citit, dacă am fi citit mai departe de la versetul 9, vedeți, este un alt exemplu, o altă mărturie, dar care nu aduce bucurie, care aduce întristare, aduce probleme și așa mai departe. Cum este mărturia vieții fiecăruia dintre noi? Aceasta spune ceva despre umblarea noastră în adevăr, despre modul în care înțelegem că adevărul care poate îl cunoaștem la nivelul teoretic, îl aplicăm în viața de zi cu zi. Și nu doar atât. Într-un mod concret, a umbla în adevăr în viața lui Gaiu se traduce prin implicarea în slujire. Nu poți să ai pretenția că umbli în adevăr și nu te implici în slujire. Se spune aici, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie. În tot ce faci pentru frați, în tot ce faci. Și făcea multe acest credincios. Mă gândeam, dacă s-ar uita cineva la mine sau la fiecare dintre noi, ar putea să spună ce facem noi pentru frați? Despre Gaiu se spune că, da, îngrijea de lucrătorii aceștia credincioși, că avea o inimă deschisă pentru a primi. Despre noi ce s-ar putea spune? Ce s-ar putea spune? Suntem noi implicați în slujirea unii altora? Asta înseamnă umblare în adevăr. Nu putem să avem pretenția că umblăm în adevăr și să nu ne intereseze slujirea unii altora. Am citit de curând o istorioară care mi-a plăcut. Se spune că un predicator din America, pe vremea când abia se introdusese căile ferate și erau trasele din acestea destul de scurte cu trenul, trebuia să meargă să predice într-o altă localitate și s-a dus și el la gară să-și ia bilet de tren și acolo l-a întrebat, vrei la clasa a întâia, a doua sau a treia? Și el s-a gândit, păi nu tot acolo ajung, la a treia, că e mai ieftin. Și a luat bilet la clasa a treia.
Însă pe drum, când au ajuns trenul la marginea, la baza unei coline mai abrupte, vede că mecanicul coboară din locomotivă, vine vagon și anunță: cei care sunt la clasa a întâia să rămână pe scaune pe loc, cei care sunt la clasa a doua, care au bilete de clasa a doua, să coboare și să meargă pe lângă tren, iar cei care au bilete de clasa a treia să pună mâna și să împingă trenul ca să poată să urce până în deal. Și atunci a înțeles el care era diferența de preț, de ce era diferența de preț la bilet. Și urcându-se iar în tren se gândea: stai așa ca așa și în biserică. Sunt unii care cred că au bilete la clasa a întâia și ăștia așteaptă să fie slujiți mereu. Ei niciodată nu pot mâna să facă nimic. Doar au pretenția să fie slujiți. Alții sunt indiferenți, ei merg pe lângă. E o problemă, e ceva, o slujbă, nu mă privește. Lasă să fac altul. Și sunt atât de puțini de ăștia de la clasa a treia care pun efectiv mâna și umărul să facă ceva. Și mă gândeam, unde ne-am luat bilete? La ce clasă? A umbla în adevăr înseamnă a ne implica în slujire. Care e aia? Aici se, într-un mod concret, se amintește despre, repet, ospitalitatea creștină și susținerea sau îngrijirea de nevoile pământești ale lucrătorilor. Sunt doar două exemple concrete unde putem să ne implicăm, dar nu sunt doar astea. Sunt atât de multe, vorbeam noi și duminica seara când vorbeam despre daruri și slujbe, sunt atât de multe domeniile în care putem să ne implicăm fiecare dintre noi și suntem chemați să slujim. Ba mai mult, nu este o chestiune la alegerea noastră. Mi-a atras atenția, dacă vă uitați în versetul 8, spune, este... ce? Datoria noastră. Mi-a atras atenția această expresie. Slujirea. Sigur, acolo se spune despre ospitalitate, dar este datoria. Dar dacă vreți prin extensie, slujirea creștină este o datorie. Este o datorie. Și a umbla în adevăr trebuie sau implică acțiunea noastră în lucrare. Se spune atât de frumos despre Gaiu: tot ce faci, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați. Și de asemenea mi-a atras atenția la expresia aceasta, să lucrăm împreună cu adevărul. Cel care este implicat în slujire, el lucrează împreună cu adevărul. El a umbla în adevăr înseamnă și a lucra împreună cu adevărul. Și expresia aceasta, a lucra împreună cu adevărul, mi-a adus aminte, nu de mult am văzut noi duminica seara în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1, când Apostolul Ioan spunea, noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Ideea aceasta responsabilizează enorm. Să lucrezi împreună cu Dumnezeu, să lucrezi împreună cu adevărul. Aceasta ne arată că nu putem sluji oricum, de capul nostru, după înțelegerile noastre, cum vrem noi și așa mai departe. Lucrăm împreună cu adevărul. Și aceasta trebuie să mă responsabilizeze și să mă întreb, cum slujesc? O primă întrebare sigur ar fi aceasta, slujesc? Dacă da sau nu? Dar dacă răspunsul este afirmativ, următoarea întrebare este cum slujesc. Și Gaiu este un credincios care nu doar că umblă în adevăr, înțelegem, chiar din acest îndemn, el este un credincios care lucrează împreună cu adevărul. Însă, nu doar un exemplu deosebit, o mărturie care să aducă bucurie și încurajare, înseamnă a umbla în adevăr, nu doar implicare în lucrare, ci dacă ne uităm în versetul 6, ne mai dă o caracteristică a umblării în adevăr în dreptul lui Gaiu și anume trăirea în dragoste. Manifestarea aceasta dragoste. Eu mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Frații aceștia, credincioșii aceștia, au avut ce să mărturisească înaintea bisericii pentru că era o dragoste în acțiune, cum spunem noi. Însă era o dragoste în acțiune, dar în perimetrul adevărului. Și Apostolul Ioan leagă ca niciunul altul adevărul de dragoste și dragostea de adevăr. Uitați-vă încă de la cuvântul de salut. Preaiubitul, spune el, preaiubitul Gaiul pe care îl iubesc în adevăr. Ioan nu spune, Gaiu, te iubesc pentru că ești ospitalier, pentru că îngrijești de credincioși, pentru că slujești, pentru că faci lucruri deosebite, deși, sigur, nu, un astfel de om este iubit, este plăcut. Nu, Gaiu, Ioan spune, Gaiu, te iubesc în adevăr. Cu alte cuvinte, pentru că dragostea mea are la bază adevărul și motivația corectă a dragostei manifestată între cei credincioși trebuie să aibă la bază adevărul. Pentru că dragostea care nu are la bază adevărul nu-i dragoste biblică. Va duce la compromis, va duce la amestecuri, va duce la orice altceva, dar nu la acea manifestare atât de frumoasă a dragostei pe care deseori o regăsim pe paginile Scripturii și la care suntem chemați
să o experimentăm, să o manifestăm din plin între noi. Repet, Apostolul Ioan spune, îl iubesc în adevăr. El nu spune, îl iubesc cu adevărat, ca și când ar iubi sau n-ar iubi, nu. Ci îl iubesc în adevăr, înțelegând în aceasta că există un perimetru al adevărului unde sunt chemat să manifest dragostea. Dacă trec dincolo de acest cadru sau perimetru al adevărului, trebuie să fii foarte atent dacă sunt sau nu în măsură să mai manifeste acea dragoste. Mai mult decât atât, spune aici, dragostea ta înaintea bisericii. Gaiu avea lucruri concrete prin care cei din jurul lui, frații din biserica unde era, putea să zică, fratele Gaiu ne iubește, pentru că, și avea ce să identifice. Mă gândeam, erau lucruri reale, erau lucruri adevărate, pot spune cei de lângă mine, măcar un lucru, uite, fratele mă iubește pentru că, nu știu, se roagă pentru mine, mă încurajează, îmi trimite cât un SMS de încurajare, mă ajută, îmi face ceva, ceva concret. Dar spuneam că dragostea care nu are la bază adevărul dragoste, însă trebuie să fim atenți că în aceeași măsură adevărul care nu duce la dragoste nu e adevăr biblic. Întotdeauna adevărul biblic duce la dragoste, la manifestarea dragostei. Este această, repet, relație indestructibilă între adevăr și dragoste. Suntem chemați să ne manifestăm dragostea în adevăr, dar în același timp suntem chemați să trăim adevărul sau să umblăm în adevăr, trăind în dragoste. Nu se poate. Încercând să le rupem pe cele două, alterăm ori adevărul, ori dragostea. Cât de mult ținem cont de cele două în manifestările noastre? Nu-i așa, sentimentalismul din noi uneori ne împinge mai mult către ce? Către dragoste. Să ne iubim. Să ne iubim. Și e bine. Însă ținem cont și de adevăr. Alteori, adevărul, sau cel puțin ceea ce spunem noi că este adevărul, spunem, nu putem iubi, pentru că... Dar atenție, repet, adevărul care nu duce la dragoste nu e adevăr biblic. Adevăr fără dragoste duce la relații nepotrivite, la asprime, la duritate, duce la legalism. De aceea Domnul să ne ajute să avem înțelepciunea aceasta de a putea contopi cele două. Umblarea noastră în adevăr să însemne o manifestare a dragostei pe terenul acesta al adevărului. Și cei care se uită la noi, și sigur sunt versete care confirmă lucrul acesta, de exemplu, cei care se uită la noi să poată să spună, într-adevăr, fratele, iubește, dar nu iubește pentru că el este un sentimentalist din acesta incorigibil, nu, ci pentru că îl umblă în adevăr. Apostolul Petru, de exemplu, spune, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Iar în direcția cealaltă, tot Ioan spune, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Vedeți importanța de a ține cele două unite, adevărul și dragostea. Iar în a doua epistolă, nu mai e timp acum dacă ne-am uitat, spune, dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Dragostea stă după viețuirea după adevăr. Altfel nu se poate. Altfel nu-i dragoste. Cât de mult impactează sau influențează adevărul viața noastră? Am încercat să observăm câteva și să subliniez câteva detalii din viața lui Gaiu, însă întrebarea este cât de mult influențează adevărul viața fiecăruia dintre noi? Cât de mult suntem noi, fiecare dintre noi, credincioși adevărului? Și cât de mult umblarea noastră sau manifestarea noastră vizibilă în adevăr se vede în jurul nostru și cei din jurul nostru pot mărturisi lucrul acesta. Vedeți? Poate că nu toți mărturiseau bine de Gaiu. Nu știm, sunt păreri în care se spune că, de exemplu, Diotref ar fi fost în aceeași biserică cu Gaiu. Și poate dacă l-ai fi întrebat pe Diotref despre Gaiu, poate nu era așa de încântat de exemplul lui Gaiu. Nu toți poate ne vor iubi, nu toți poate ne vor aprecia, însă sunt frați, așa cum erau în dreptul lui Gaiu, care să spună ceva despre credincioșia noastră față de adevăr și față de umblarea noastră de adevăr. Și aș merge mai departe, nu doar frați și surori. Poate să spună Domnul lucrul acesta. Pentru că este, dacă vreți, până la urmă, părerea care contează cel mai mult. Deși uneori este o capcană, noi spunem, pe mine mă interesează ce spune Domnul, nu frații. Da, e adevărat, însă de cele mai multe ori, dacă frații nu pot spune ceva bun, va putea spune Domnul? Rugăciunea mea sau dorința mea este ca
Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să rămânem credincioși adevărului și să umblăm în adevăr. Și lucrul acesta să aducă, repet, creștere, prosperitate spirituală și o bună mărturie și o bună relaționare între noi toți. Amin.